Așa, deci, domnilor consilieri, așa cum se știe, a fost convocat în ședința ordinară conform dispoziției 95 din 18-8-2020. Vom vedea după ce face consultarea Consiliului Electronic de prezență, vom constata cât consilieri vor fi prezenți. Deci, de pentru care vă rog să îmi permiteți să vă prezint ordinea de zi. Articolul 1, proiect de hotărâre privind aprobarea de principiu a modificării tarifului de recolectare, colectare și transport a deșeurilor municipale amestecate, reciclate de la populație și aer, IP, luând în calcul cantitatea programată de 1000 de tone asumată de delegatar în contractul de concesiune pentru delegarea gestiunii serviciului de colectare și transport de deșeuri municipal în județul Bacău, numărul 120-2957 din 6-5-2015 și actul adițional numărul 4 la contractul 120-06-05-2015 și aici avem diminuarea tarifului de la 2654,82 lei la tonă fără TVA la 1414,47 lei tonă. La articolul 2, avem proiect de hotărâre prin aprobarea de contări contravalorii cheltuieli pe mijloace de transport la școala gimnazială Scorțeni pentru luna iulie, proiect inițiat de primarul comunei Antonio Ghiți Cătălin. La articolul 3, proiect de hotărâre prin aprobarea alocării sume de 1000 de lei pentru domnul Șovanelu din comuna Scorțeni, sat Grigore, reprezentând ajutor pentru mormântarea defunctului psecarul Paul cu domiciliu, fost domiciliu în comuna Coțeni sau Vigureni. La articolul 4 avem proiecte de hotărâre prin alocarea sumei de 1500 lei pentru doamnă Pavel Gabriela, domiciliată în comuna Scorțeni, reprezentant sumă ce reprezintă ajutor de mormântare pentru Andreanu Petrică cu fost domiciliu în sat Scorțeni, comuna Scorțeni. La articolul 5 avem proiect de hotărâre privind aprobarea finanțării activității de protecție de tip rezidențială a persoanelor cu handicap. La articolul 6, prezentarea raportului de specialitate privind informarea cheltuielilor la 37-2020. La articolul 7, întrebări, interpelări, informarea de primarul și consilierilor locali. Aici, domnul președinte, așa cum v-am menționat, vă există o referat pentru a se introduce și a se propune pe ordinea de zi a unui proiect care nu mai necesită amânare, și anume în proiect de hotărâre privind aprobarea acordării contravalorii concediu de odihnă sau indemnizație pentru asistență personală a persoanelor cu handicap aferente anului 2019-2020. Deci este un proiect care sunt implementate pe vederile unei adrese de la ITM Bacău. Doamna. Da, acum, domnul președinte. Da, acest proiect de hotărâre, ca să nu îl zbați după articol, nu îl propun pe articolul 7, când o să-l citesc la consiliere, după articolul 5, imediat. Pe celălalt nu se votează, este o informare și celălalt... Dar nu face dumneavoastră un asterix acolo în care îl introducem după articolul 4. Nu, după articolul 5. După articolul 5. 5. Să nu puteți și aici. Bun, înainte de a începe ședința, vreau să vă spun că doamna Lădiță Mihaela a venit în fața Consiliului Local, la ședința ordinară, pentru a prezenta o situație care, zice dumneavoastră, este destul de gravă. Dacă îmi permiteți, doamna? Doamna Lădiță Mihaela. Am văzut o adresă vizită și la mine. Poftiți? A apărut o cerere la mine. Da. E dumneavoastră, nu? Da, da. O redacționată la mine, dar nu știu care partea mea. Da. O să facem cercetări, să rezine contractul. Da, doamna... Nu are probleme, nu? Doamna, de tot timpul, eu știu că atunci când un cetățean are o problemă, vine în fața Consiliului Local. De asta... Da. Dacă gravitatea este... Este gravă. Este măsură, nu știu. O să... Da. Bine, acum o să vadă, din punctul meu de vedere, din cât am vorbit scurt cu dumneavoastră, ei zic că este grav. Doamna Dădiță, vă rog să vă... Nu ești punctul de vedere. Da. Punctul de vedere. Da, bună ziua. Deci, în ziua de joi,
20 august 2020, fiica mea, Dodița Andra Ioana, a plecat în tabără la Valea Budului, alături de alți membri ai ansamblului Vatra Satului, însoțiți de domnii profesori Biciușcă Vasile și Damochiu Achim. Totul a decurs oarecum normal până în seara zilei de 22 august 2020, când la orele 22, domnii profesori și alți membri ai ansamblului au început să consume băuturi alcoolice, vin și bere. Din spusele fetei mele, au fost serviți și copiii ansamblului la ora 23, fica mea, și doi dintre băieți, Câmpanul Ciprian și Toma George și celelalte fete, au urcat în living pentru a discuta către colegi. Andreea Tătaru a intrat în cameră pentru a se odihni. Băieții și domnii profesori au rămas la terasă și au continuat să bea în jurul orei 00:30, domnul Biciușcă Vasile, care se afla în stare de ebrietate, a urcat în living, invitând fetele să coboare la terasă pentru a dansa. Inițial a fost refuzat de marea majoritate și văzând acest lucru a început să țipe la copii, adresându-le cuvinte urâte și care nu le pot spune în această declarație. Andreea Tătaru s-a trezit din somn în țipetele acestuia. Cu toate acestea au coborât decât Ciprian Câmpanu, Bianca Munteanu și Andreea Tătaru, pentru a nu supăra pe domnul instructor. Fica mea a rămas în continuare în living alături de Bianca Cojocaru și Toma George. În jurul orei 00:56 am fost sunată de Cojocaru Cezarina, care a fost sunată de fica ei și a spus că în tabără se întâmpla lucruri neplăcute din cauza faptului că se consuma băuturi alcoolice și că domnul Biciușcă este în stare de ebrietate și că dorea că la acea oră să vină cineva să le ia din tabără, că nu se mai putea sta acolo. M-a speriat imediat, am luat legătura pe Messenger cu fica mea, confirmându-mi că cele spuse de mama Bianca este adevărat. Nu am avut cu ce ajunge în acea seară acolo, am căutat să-mi liniștesc fata, rugându-o să intre în cameră, căci dimineața, la prima oră, voi fi acolo. Nu vă închipuiți, prin ce stres am stat și nu am dormit toată noaptea. A doua zi am mers la vecinul meu și l-am rugat frumos să meargă cu mine pentru a-mi lua fica din tabără acasă. Duminică 23 august, în jurul orei 11, am ajuns acolo. I-am căutat pe domnul Biciușcă și domnul Damoc pentru a discuta pentru cele întâmplate, tocmai serveau micul dejun la ora 11. Aceștia nu au recunoscut absolut nimic, ba chiar domnul Damoc mi-a vorbit foarte urât, acuzându-mi fica că era foarte beată și că abia putea urca scările. L-am luat la întrebări, cerându-i să-mi spună cine i-a dat fiicei mele de băut, dacă era așa cum spune dânsul, și de ce nu a avut grijă de copii, mai ales că aceștia sunt minori. Menționez faptul că domnul Damoc era cu nasul zgâriat, pentru că în seara precedentă, de via ce era, a căzut și a julit nasul. I-am reproșat faptul că dânsul era beat în moment ce arăta așa. Nu i-a convenit și a început să mă amenințe că voi plăti 580 de lei dacă voi părăsi tabăra. Seria amenințărilor a continuat și luni, pe 24 august, prin mesaje pe WhatsApp. Mi-am luat fata și am plecat și de la ea am aflat că Bianca Cojocaru și Andreea Tătaru părăsise tabăra la ora 8:50, în timp ce domnii profesori dormeau. Luni, 24 august, la ora 8:45, am mers la primărie și am adus la cunoștință domnului primar Anton Cătălin cele întâmplate, cerându-i acesta să ia măsuri cu acești domni profesori, pentru a nu se mai întâmpla astfel de evenimente. Mi-a promis că va rezilia contractul cu dânsii și sper că se va ține de cuvânt. Nu-mi doresc decât să fie reziliat contractul definitiv cu acești oameni și copiii să fie instruiți de către alte persoane competente și răspunzătoare cu calități morale în care să avem încredere și noi ca părinți. Cam asta am avut. Da, mulțumim. Domnul Birica, ați expus situația, nu știam. Acolo ce-a fi dumneavoastră, câteva rânduri, nu prea am înțeles. Acum trebuie să... Cum înțeles? Nu știu că aici mi-a făcut desfășurătorul cu toată situația. Da. Deci, mare. Deci, da, acum pentru mine este clar. Acum mi-am făcut și eu o cerere, o declarație, așa, ca să discut situația care a fost. Eu ce pot să vă spun? Domnul președinte, ce noi... Am luat atac de situație. Eu o să... O să informez fiecare consilier ca să știe despre această situație și să se expună, dacă vor, în punct de
vedem. Dacă nu vor, nicio problemă. Dar e opțiunea fiecăruia, Răcean, da? Da, este opțiunea fiecăruia, dacă nu vrea să-și expune un punct de vedere, asta este. Nu ne putem pune noi cu fiecare. Corect. Doamna a venit și a spus un punct de părere, s-a exprimat o părere, noi mergem mai departe, nu este un proiect de hotărâre, doar... E o discuție, la, cred că la ultimul... La șapte o să discutăm. La șapte, da, o să trecem. Eu am trecut invitat cu doamna Dodiță Mihaela, care... Bun, noi avem înregistrarea și o să facem după înregistrare tot ce eu citi, doamne. Da, da. O să facem procesul verbal, știi? Doamna, dacă vreți să ascultați părerea consilierilor, puteți... Da, mai durează, durează 13 consilieri. Durează. Durează, da. Dacă nu, puteți să, o să vedeți în filmarea. Că noi da, nu eu punem. Mă pot să mă retrag. Da. Nu, mai dumneavoastră, noi... Da, da o să fie filmarea, o să fie... Da, și un punct de vedere la fiecare din domnul consilieri. Da. Dar după cum văd aici, nu cred că mai este clar, adică... Cum ziceam, haos. Da, eu răspund foarte pe scurt da. Din ce a spus doamna, pentru că n-am timp să spun tot ce e acolo și să-și exprimă un punct de vedere. Da, băi. Da, chiar atent, domnul, deci domnul. Da, la revedere. La revedere, mulțumim. Să bun, eu o să sun primul consilier. Domnul președinte, prima dată să facem să aprobe ordinea de zi și cu proiectul ăla. Ca să trecem peste ordinea de zi și cu totul suplimentarea ordinei, știți? Ca să intrăm pe urmă pe calul. Da. Bun, o să-l sun pe domnul Undu. Telefon. 0754 0754 778 778 302 302. Difuzat. Alo, bună dimineața! Domnul consilier Undu? Da, domnule consilier, sunt Ovidiu Hagimă, președinte de ședință al Consiliului Local și v-am sunat în legătură cu ședința de astăzi. O să vă întreb, în primul rând, dacă sunteți de acord cu ordinea de zi, cu mențiunea că pe ordinea de zi domnul primar a solicitat să se mai introducă un proiect. Și anume proiect de hotărâre privind aprobarea acordării contravalorii concediului de odihnă sau a indemnizației pentru asistenți personali ai persoanelor cu handicap aferente anului 2019-2020. V-am rugat să vă prezentați opinia în legătură cu ordinea de zi a ședinței. Da, mulțumesc. Da, da, da. O să trec la proiectele de hotărâre propriu-zise. Primul proiect. Proiect de hotărâre privind aprobarea de principiu a modificării tarifului de precolectare, colectare și transport și transportul deșeurilor municipale amestecate reciclabile de la populație și cred că asociații familiale, întreprinderi particulare, cred că în paranteză luăm în calcul cantitatea programată de 1000 de tone pe an asumată de delegatar, închid paranteza, la contractul de concesiune pentru delegarea gestiunii serviciilor de colectare și transport deșeuri municipale în județul Bacău, numărul 180/2957 din 06/05/2015 și actului adițional numărul 4 la contractul 180/2957 din 06/05/2015, în paranteză, diminuarea tarifului de la 2654,82 lei per tonă
fără TVA la 1414,47 lei per tonă. Vă rugăm să vă exprimați opinia în legătură cu acest proiect. Da, mulțumesc, domnul consilier. Articolul 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea decontării contravalorii călătoriei pe mijloacele de transport ale personalului didactic și didactic auxiliar de la Școala Gimnazială Scorceni pentru luna iulie 2020. Da, mulțumim. Articolul 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea alocării sumei de 1000 de lei pentru domnul Șovanelu, domiciliat în satul Grigoreni, comuna Scorceni, județul Bacău, reprezentând ajutor pentru înmormântarea defunctului prisecaru Paul, cu fost domiciliu în satul Grigoreni, comuna Scorceni, județul Bacău. Da, da. Mulțumim. Articolul 4. Da, exact aceeași situație ca la articolul 3, da. Sunt anexate la cerere. Da, da. Bun. Articolul 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea finanțării activității de protecție de tip rezidențial a persoanelor cu handicap. Da, sunt acest la numărul 6 o să introduc noul proiect de pe ordinea de zi. Proiect de hotărâre privind aprobarea acordării contravalorii concediului de odihnă sau a indemnizației pentru asistență personal ai persoanelor cu handicap aferente anului 2019 și 2020. Bun. Mulțumesc. La articolul 6, prezentare raport de specialitate privind informare cheltuieli la data de 31.07.2020. Da. Da, mulțumesc. La articolul 7. Articolul 7, întrebări, interpelări, informări ale primarului, al Consiliului Local și declarații publice. Înainte de a vă exprima părerea, trebuie să vă aduc la cunoștință că în ședința de astăzi a venit o doamnă din Grigoreni care a prezentat, după spusele dumneaei, care prezintă un caz deosebit de grav, după spusele dumneaei. Doamna ne-a informat aici în ședință că are o fată care face parte din ansamblu de dansuri care Vatra Satului. Așa. Și acești copii au fost într-o tabără la Valea Butului, loc unde sâmbătă seara, după spusele dumneaei, s-au consumat băuturi alcoolice, au consumat băuturi alcoolice și minorii și cei care mai erau acolo, iar unul din instructori, în speță domnul Biciușcă, dacă am înțeles, da, da. La ora 11 noaptea a solicitat fetele să danseze cu dumnealui sau n-am înțeles prea bine, sau și ele să danseze, fetele au refuzat, dumnealui a început să adreseze înjurături și cuvinte greu de reprodus aici. Doamna a fost obligată ca a doua zi să se ducă să ia fata din tabără, unde acolo în tabără au primit amenințări de la domnul Dămoc că va trebui să plătească tabăra și altceva. Vă rog dacă aveți o opinie în legătură cu acest fapt și alte întrebări și interpelări. Da, deci după
doamna nu a spus, dat fiind faptul că... Da, 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 am înțeles că nu s-a alocat niciun fond de la primărie, nu? Da. Da. Doamna nu a spus, bănuiesc că nici dar de unde se știe, ea știe doar că fiica ei a fost în tabără, au plecat din tabără și alte două fete, tot dimineața la ora 8, în timp ce instructorii dormeau. Da. Și după aia au mers și doamna și așa fata, pentru că fata voia neapărat, încă de seara vrea să fie luată acasă. Pentru că spunea că nu mai suportă, că... Da. La discuția părinților, să le dea drumul. Știți că am aprobat ședința trecută și plecarea la mare, care primăria totuși s-a revenit, nu este prea urmă ce a plecat la mare. Da, da, e. Doamna nu a acuzat primăria, ci doar ce s-a întâmplat acolo. Și doamna solicită rezilierea contractului cu domnul Dămoc sau și cine mai este acolo. Da, bineînțeles. Doamna a declarat că a vorbit și cu domnul primar și am înțeles că merge mai departe. Bine, nu au fost abuzate fetele, dar în jurături și cu, li s-au spus cuvinte foarte greu de reprodus. Moralitatea. No. Da, da, da. Da, da, da. Nu, nici doamna nu a acuzat primăria. Doamna a acuzat doar situația de fapt. Da, da, da. Altceva, domnul consilier? Da, mulțumesc, o zi bună în continuare. Bun, o să sunăm pe domnul consilier Zamfirescu. Văd că nu e, oricum nu este o ordine. Zamfirescu e o gen. 0, 7, 4, 5, 0, deci 0, 7, 4, 5, 3, 2, 4, 3, 2, 4, 6, 7, 3. Alo, bună dimineața! Bună dimineața, domnul! Sunt, ce să mă mai prezint, văd că m-ați recunoscut. Am o memorie. Așa, bine. Domnule consilier, o să începem prin a vă prezenta, prin a mă întreba dacă sunteți pregătit pentru această ședință. Să vă spun că un loc, sunt în trafic și trau un pic. Da, vă rog. Cel mai bine. M-au auzit bine? Eu vă aud foarte bine. Ok, sper să nu se întrerupă, că sunt în trafic, am parcat. Bun, mulțumesc. Vreau să vă informez că pe ordinea de zi, domnul primar a solicitat introducerea unui nou proiect și o să vi-l citesc. Proiect de hotărâre privind aprobarea acordării contravalorii concediului de odihnă sau a indemnizației pentru asistenți personali ai persoanelor cu handicap aferente anului 2019-2020.
vă rog să vă exprimați opinia în legătură cu ordinea de zi și dacă sunteți de acord cu introducerea noului proiect pe ordinea de zi. Cred că nu e sigur oficial, dar cred că da. Nu vă supărați. Domnul consilier, dacă vreți să deschide geamul, să vă mișcați, că se aude că am întrerupt. Da, cred că trebuie să... E bine așa. Acum este bine. Da. Da, e ok, cred că mi-am făcut și până acum, nu vii la în septembrie cu treaba asta, trebuia mai demult făcut. În fine, sunt de acord cu ordinea de zi, domnul Mocatiu. Da, mulțumesc. Trecem la articolul 1, proiect de hotărâre privind aprobarea de principiu a modificării tarifului de recolectare, colectare și transportul deșeurilor municipale amestecate, reciclabile, de la populație și, cred că, asociații familiare, întreprinderi particulare, în paranteză, luând în calcul cantitatea programată de 1000 de tone pe an, asumată de delegatar, închid paranteza, la contractul de concesionare pentru delegarea gestiunii serviciilor de colectare și transport deșeuri municipale în județul Bacău, numărul 180/2957 din 0605/2015 și actului adițional numărul 4 la contractul 180/2957 din 0605/2015, în paranteză, diminuarea tarifului de la 2654,82 lei per tonă, fără TVA, la 1414,47 lei pe tonă, bănuiesc că tot fără TVA. Da. Da, și vina mea, trebuia să vă spun, în afară televiziune, este domnul secretar general Danilă Vasile. Mulțumesc! Domnul consilier, dacă îmi permiteți, noi am primit documentația în august. Deci, ele au fost, probabil, până au ajuns la noi. Mai mult de atât, adică toată documentația transmisă la noi, nu pot să vă spun mai mult, deoarece nu cunosc. Și aici chiar mă uitam, este... Da. Eu am depus ceea ce mi-au transmis ei către consilier. Nici în documentația primită de la DISMEI,
O să fac o întrebare, domnul consilier, chiar o să le fac o adresă când le transmit, să lămurească situația. Da, mulțumesc. O să trecem la artic. Bun. Bun. Foarte bine. Îmi ușurase mie munca. Articolul 2. Da, mulțumesc. Articolul 3. Este o problemă socială pentru alocarea sumei de 1000 de lei, un ajutor pentru mormântare, deci pentru defunctul prefectului. Da, mulțumesc. Articolul 4. Bun, mulțumesc. Articolul 5. Da, este iar un proiect care îmi dă doar o întrebare, pentru că acolo l-am studiat eu și mi-am luat aminte că acolo nu s-a spus totuși în clar. Care-i procentul ăla de finanțare? Am înțeles că totul va fi donat pe lunile care au rămas până la finalul anului, dar nu l-am văzut în scris. Mi-a scăpat mie, poate și nu mai bine, domnul președinte, acolo le spune domnul Vasile. Nu știu nici eu, dacă domnul secretar. Domnul consilier, vă să vă spun că, așa cum este cunoscut de-a lungul timpului, toate proiectele astea vin tabu făcute. Mai mult de atâta nu pot să vă spun, pentru că știți foarte bine când mai s-au mai aprobat odată. Da, pentru că s-a modificat legislația. Da, 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 da. Da, da. Vă spun să aici un semn de întrebare, o să solicit la cei de la Consiliul de Țară să fie mai clar. De la compartimentul social, să fac o completare, chiar dacă puneam una pe telefon, mă dea în partea de altă, toate documentele de acolo au venit și de acolo necompletate și a rămas totul la nivelul atitudinii Consiliului Local să stabilească procentul, pentru că acum primarul vine din inițiatorul proiectului, dar vine și propune domnule un proiect. Cum îl propune? Prin termen de specialistul, de la compartiment de specialitate. Ia, uite, în urmă, de ce a fost, îl mentire, da. Ridicăm, facem analiză, adică pe chestiune. Așa, dacă eu acum aprob o chestie și vor mă voi vedea și-l trece procentul de lui. Nu, dar nu se scrie, că dacă noi trecu, nu trecem. Da. Da, mulțumesc. La articolul 6, eu aș vrea să introduc aici noul proiect de hotărâre privind acordarea contravalorii concediu de odihnă și indemnizații pentru asistenții personale al persoanelor cu handicap aferente anului 2019-2020. Așteptăm rectificare. E o formă de nu vreau să impun nimic, dar nu-i pentru că oricum l-am votat favorabil, da. Dar la punctul numărul 5, domnul consilier, ați votat da, da? Da. Da? La toate până acum am votat da. Da. Articolul 6 nu e cu vot. Raport de specialitate privind informarea cheltuielilor la data de 31.7. Asta a fost o glumă trecută pe urmea de zi aici, pentru că
Păi nu am mai avut parte de peste un an de zile de un document care să ne confere clar o imagine reală a cheltuielor. Au fost totdeauna întortocheate, să nu înțelegem noi nimic, ne știm și ne fiind de specialitate. Asta s-a dorit de către doamna contabilă, proape după mintea strângerii sau după ordinele primite, ne-a arătat respectul cuvenit. Da, mă rog, asta este optica dumneavoastră și nu am ce să mai comentez eu în prezent. Da, mulțumesc. La articolul 7, vreau să vă informez, să încep, prima dată vă informa că la ședință, în prima parte, a participat o doamnă din Grigoreni, doamna Dodiță Mihaela, care ne-a prezentat o situație din punctul ei și din punctul meu de vedere foarte gravă, dacă este adevărată, și o să vă expun pe scurt ce a spus doamna. Doamna are o fetiță care face parte din ansamblul de dansuri Vatra Românească, parcă? Vatra Satului, da, scuzați. Și acești copii, participanți la activitățile astea culturale, culturale-artistice, au fost într-o tabără, începând de joi, într-o tabără la Valea Budului. În sâmbătă, nu mai știu data, 22, parcă, doamna spune că în tabără au fost introduse băuturi alcoolice în cantități, am înțeles, de la dumneaei mai mari, așa. Au băut atât profesorii instructori, cei doi, domnul Biciușcă parcă și domnul Dămoc, dar și unii dintre copii. În seara de sâmbătă, pe la orele 11:23, cum a spus doamna, fetele au fost invitate de către domnul Biciuș, de parcă, aflat în stare evidentă de ebrietate, să danseze și când au refuzat, au fost amenințate, le-au fost aduse injurii, care nu se pot reproduce, nici doamna nu le-a reprodus. Doamna a fost nevoită ca a doua zi la celea, bineînțeles, fetiței ei, să o ia din tabără a doua zi, înainte mai plecațele, două fete, cred că din aceeași situație. Doamna când s-a dus acolo, a vorbit, am înțeles, cu domnul Dămoc. Domnul Dămoc i-a spus că nu este adevărat și a amenințat-o. În sfârșit, doamna solicită rezilierea contractului cu această cu acești doi oameni, cu această firmă. Au o firmă, cred că, nu știu. Da, este firma Music Dance a domnului Dămoc, care prestează începând din toamna 2016, este sub contractul, proiectul care l-am aprobat în Consiliul Local, dansul pentru copii și poli generale scorte. Exact așa se numește proiectul. Este proiectul la care noi am avut destul de multe controverse vis-a-vis de modul cum s-a finanțat, domnule președinte. Finanțarea cu care noi la un moment dat am vrut să oprim în Consiliul Local, nu să oprim proiectul propriu-zis al copilașilor, nu. Dar am vrut să fac cu acest aminte, eu am solicitat acum vreo 2 ani o analiză pertinentă a costurilor, dar și a rezultatelor obținute, pentru că și atunci se manifestau anumite nemulțumiri ale părinților. Unii chiar s-au retras de la Sporteni, cu la Sporteni nu dacă mai este cineva, nu cred că mai e. Ok, deci primarul nu a avut, totdeauna a funcționat de aceste implicații. Contractul a mers înainte, chiar dacă făceam o analiză, poate chiar noi Consiliul, repuneam prin vot cu anumite principii noi sau impuneri în cadrul contractului a unor clauze de performanță. Pe continuare nu era, eu nu aveam niciun interes decât proiectul cu copiii, cu dansuri și cantul să meargă. Deci, din punct de vedere al acestor chestiuni, eu am avut totdeauna obiecții și le-am adus la cunoștința opiniei publice în ședințele Consiliului Local și nu numai, chiar și de site-urile de socializare. Bun, asta este un preambul. Doi, ceea ce s-a întâmplat, dacă este adevărat, este de o gravitate înfiorătoare. Oamenii ăștia trebuitați pe mâna procurorului și o solicită doamna să facă plângere la parchet, așa pentru așa ceva, pentru că siguranța fizică
acestor copilași a fost pusă în pericol de acești oameni, de acești instructori, da? Care bagă banii în primării Scorteni, a Scorteanului de 4 ani de zile. Și nu știm cât. Că nu s-a vrut niciodată să știm. Îi solicit primarul în mod expres să treacă la rezilierea contractului. Deci pentru rezilierea, da? Da. Da, nu știu, cred că au plecat cu mașină, dar... Da, indicatorul acolo, Igă. Da? Da, da. Da, deci se putea întâmpla aia, au existat niște factori de risc majori. Dacă doamna Dodit a făcut treaba asta, le recomandă celor alte mici și copii să spună adevărul acum, în ceasul al 13-lea, și să-și facă demersurile care trebuie, din punct de vedere legal. Din punct de vedere legal. Dacă primarul crede că are curajul, să vină cu toate cheltuielile făcute în 4 ani în proiectul ăsta și cu rezultatele să vină domnul Democ în Consiliu, facem o ședință ordinară, extraordinară, de îndată, cu toate acolo, să-i spune o pășuneau ce s-a întâmplat în proiectul ăsta. Deci în proiectul ăsta s-au cheltuit banii în pânt ai Scorțeanului. Asta este. Asta este adevărul. Ăsta este și trebuie să-l privim așa cum este el. Nu mai am comentarii. Da. Le recomand doamnei și celorlalți părinți să meargă la organul competent ale statului cu reclamații, să se facă anchetă, să se stabilească vinovățile, că știți de ce domnul Hașpa? Eu nu cred, personal, de ce nu este organizator, de ce organizatorul a fost domnul Dănu cu firma lui, eu nu cred personal că inspectoratul școlar în această criză a pandemiei coronavirus a dat așa semnături de organizare a unei tabele, că eu cred că a fost o tabelă organizată clandestin. Punct. Și organele statului o să-și pună punctul de vedere la urmă. Și chiar o să le cer eu explicații, dacă părinții, dacă doamna vor merge în continuare. Să vedem și eu. Tabăra asta a fost organizată cu toate aprobările legale. Păi nu suntem asupravi iluzori, să moare în țara asta. Noi trimitem copii la crăși, la grupuri, cu băuturi, oamenii trebuie, atenție părinți. E problemă mare. Acolo, eu știu că toată lumea vrea să merge la mare, vrea să merge la munte, în spatele acestor cheltuieli s-a spus și altele treburi, care nu sunt eu în măsură acum să le demonstrez, dar timpul și viitorul le va scoate la iveală. Deci, ne recomand încă o dată, iar primarului solicit necondiționat, rapid, să se revizuieze contractul cu ăștia. Da. Este nedemnitate și faptele sunt reprobabile. Da, mulțumesc la Arti. La articolul 7 mai aveți ceva de completat? La articolul 7 m-am adăugat faptul că m-am așteptat la final de mandat la o responsabilitate și o transparență mare a primarului. Banii s-au cheltuit în prânt, cheltuielile în acest mandat sunt foarte multe, fără acordul Consiliului Local. Pentru mine personal există suspiciunea de sifonare a banilor publice în multe proiecte, bani foarte mulți, miliarde, pe drumuri, pe poduri, care nu se văd. În afara de chestiuni, de chestiunile astea ne-am mai confruntat și mai multe drepturi acordate pe acolo, nu-i cuferit. Și necontate și asta rămâne în avatarul Curții de Conturi, care va veni în urmă, în urmă, în urmă, în urmă, am mărinirea că și atitudinea unor colegi din Consiliul Local, care am plecat într-o concert nouă în acest mandat, am lăsat de dorințele în ultimul an. Adică, chiar dacă am văzut la un moment dat o atitudine din partea unora care vreau ceva pentru comunitatea noastră, pentru Scorțeni ăsta la nostru, s-a terminat atitudinea lor în lingereală și să votăm cât mai sus, cu mâna cât mai sus, fără să știm ce votăm. Adică cheltuirea banilor publici care și așa sunt cum sunt. Îmi exprim încă o dată dezacordul cu modul deficitar, superficial, netransparent și neprofesionist cum a fost adoptată maniera administrativă de primarul Cătălin Anton Gheorghiță. Mulțumesc, la revedere și să dea Dumnezeu să vină
Doamne, ajută-mă. Mulțumesc, domnul consilier, o zi bună în continuare. Bun. Pe cine îl luați acum? Pe domnul Ambăruș. Luăm de la cap. Luăm de la cap. Ca să știm o ordine. Doi am sărit. 0, 7, 4, 2, 6, 8, 2, 6, 8, 2, 3, 7, 4, 2, 6, 8, 2, 3, 2, 4, sunăm, dăm și pe difuzor. Alo. Alo, bună dimineața! Domnul consilier Ambăruș Mircea, da? Da, mulțumesc! Nu vă mai prezint, am văzut că m-ați recunoscut. O să trec direct la ordinea de zi și o să vă informez că pe ordinea de zi domnul primar a venit cu un supliment, cu un alt proiect, cu un singur proiect, și anume proiect de hotărâre privind aprobarea acordării contravalorii concediului de odihnă sau a indemnizației pentru asistenți personali ai persoanelor cu handicap aferente anului 2019-2020. Vă rog să vă exprimați opinia. Da, sigur că da, ca și punct. Și când aș ajuta, să-i dai drumul, sigur că da, sunt de acord. Sunteți de acord și cu ordinea de zi și cu suplimentarea? Da, sigur că da. Mulțumesc. O să trec la ordinea de zi. Articolul 1 este un articol mai lung. Știți despre ce este vorba. Da. Da, mulțumesc. Articolul 2. Privind decontarea contravalorii cheltuielilor de mijloace de transport. Am fost într-un totul de acord cu această problemă. Mulțumesc. Articolul 3. Acordarea sumei de 1000 de lei pentru mormântare. Înțeleg că și la punctul 4, la acest... Da, mulțumesc. Articolul 5, proiect de hotărâre privind aprobarea finanțării activității de protecție... La fel, domnul președinte, da, mulțumesc. Articolul 6, m-am gândit să-l introduc noul proiect de hotărâre. Da, mulțumesc. La articolul următor, prezentarea unui raport de specialitate, dacă aveți vreo opinie. Bun. La ultimul articol, vreau să vă informez la început că în ședință, în prima parte a ședinței, aici a participat o doamnă din Grigoreni. Dodiță Mihaela, care are o fetiță ce face parte din ansamblul de dansuri Vatra Satului. Copiii din acest ansamblu au participat au fost într-o tabără la Valea Budului. Așa. Și ne-a anunțat că în ziua de sâmbătă s-a întâmplat un caz, s-a întâmplat ceva grav. După spusele dumneavoastră și după părerea mea. S-au fost introduse în tabără băuturi alcoolice în cantități destul de mari. Au consumat cei doi instructori, domnul Biciușcă și domnul Dămoc. Au consumat și copii, au fost niște copii și niște copii din Cleja, ceva mai în vârstă. Au fost și copii de la noi, au consumat și ei băuturi alcoolice pe la 11 noaptea. Domnul... Eu am înțeles despre ce este vorba, dar aici este vorba de să sesizăm organele competente. Da, eu vreau să vă spun până la capăt, sau domnul le-a invitat la dans, n-au vrut, le-a adresat injurii, cuvinte greu de reprodus. Nu, nu este distinsul domn care se ocupă cu dansurile pentru copiii roșii din comună și a ajuns aflat să consume băuturi alcoolice, probabil de ce? Să aibă, știu eu,
Nu știu. Da, doamna a zis, a solicitat rezilierea contractului și, bineînțeles, merge mai departe către... Cu siguranță că așa va fi. Bun. Da. Alte... Sănătate și de Doamne să fie bine, da? Da, 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 da. Da, mulțumim, domnul consilier. O zi bună, la revedere. Toate numai bine. Sănătate, domnul. Numai bine. Bun. Mergem mai departe. La doamna Ceaușu, cum este aici. 0751 0751 751 124 517 517 Sunăm difuzor. Alo. Alo, bună dimineața. Bună dimineața. Sunt Ovidiu Hagemă, președintele de ședință al Consiliului Local. Și, așa, ca să fim mai scurți, o să trec direct la ordinea de zi. Vreau să vă informez că pe ordinea de zi a mai fost introdus un proiect, și anume proiect de hotărâre privind aprobarea acordării contravalorii concediului de odihnă sau a indemnizației pentru asistenți personali ai persoanelor cu handicap aferente anului 2019-2020. O să vă rog să vă exprimați opinia. Da, de acord. Eu voiam oamenii să primească ajutorul din mult, da. Da, da. Deci, de acord și cu ordinea de zi și cu suplimentare. Da, da. Da, mulțumesc. O să trec de la proiecte de hotărâre. Proiectul la articolul numărul 1 este un proiect mai lung, dacă aveți... Nu-l mai citesc, da? Nu. Bun. Vă rog să vă exprimați opinia în legătură cu acest proiect. Da, aici este domnul secretar și televiziunea. Sunt unii cetățenii comunii care au integral cu noi de anul acesta. Da. Ia, termenul, nu știu termenul. Am tot atâția bani în comparație cu cei care n-au plătit sau care... O să rog pe domnul secretar dacă știe ceva. Să vă spun. Sărmâna, doamna Ceaușu, am mai discutat problema mai devreme cu domnul consilier Zanfirescu. Într-adevăr, aici scrie proiect de hotărâre prin aprobare de principiu. Ei, atunci noi transmitem aprobarea de principiu a ce spunea diminuării tarifelor de la 2.654 la... După care, chiar am discutat cu domnul președinte și cu domnul consilier Zanfirescu, să fac o adresă să ne lămurească și pe noi de când intră în vigoare această diminuare. Că din tot draftul de lucrări nu prea am avut noi ce să alegem. Exact, asta nu înțeleg. Da, da. Așteptăm. Acum eu nu chiar mi-am notat aici adresă către ADIS cu problema asta. Dacă eu am plătit, spre exemplu, tot anul normal, să vedem cum vine calcul, nu știu ce să vă spun mai mult. Am înțeles. Da? O să fac demersuri la ADIS și atunci o să lămuresc situația. Nu atât pentru mine, doamne. Nu, dar trebuie lămurită și clarificată situația. Că... Da, ca să știu. Da. O să facem demersuri și o să vedem cum facem. Am înțeles, da. Deci sunt de acord cu proiectul. Da? Bine, mulțumesc. Da, mulțumesc. La articolul 2 se referă la decontarea contravalorii călătoriei pe mijloace de transport. Da, da. Mulțumesc. Articolul 3. Cred că aveți... Bun. Sunteți de acord? Sunt de acord. Trebuie să ajutați oamenii. Da. Mulțumesc. Domnului Șovanelu din Vigoria. Da. Sunt de acord și cu el și cu articolul 4. Pentru că fi cadrele anul cheltuielii care da. Să dea și lui că și el din satul acesta.
Adică a fost, de fapt, acesta. Da, da. Nu sunt de acord și cu ăsta. Da, mulțumim. Articolul 5. Proiect de hotărâre. Da, 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 da. Finanțarea activității, da, normal. La articolul 6 mi-am permis să introduc noul proiect de hotărâre privind acordarea contravalorii concedii odihne și indemnizații pentru asistenții personali. Bun, mulțumesc. Articolul următor, dacă aveți vreo opinie în legătură cu... Nu, nu era politică, da. Am o problemă. Nu atât eu, cât întrebări de la mai multe persoane din sat. Nu pot să dau nume. Din satul Spărței și Grigorie. Am înțeles că s-a făcut o tabără. Așa spune. Dar tocmai vreau să vă informez și eu despre asta. Da, haideți informați-vă de dumneavoastră să văd ce despre ce vorba ca să afli oamenii. Da, vă pot spune, pentru că aici a venit la începutul ședinței o doamnă din Grigoreni, Dodiță Mihaela, care are o fetiță în ansamblu de dansuri Vatra satului și au făcut o tabără la Valea Budului. Lucrurile s-au desfășurat, am înțeles, normal, până în ziua de sâmbătă, când au fost introduse cantități destul de mari de băuturi alcoolice. Au consumat băuturi alcoolice cei doi instructori, domnul Dămoc și domnul Biciușca, am înțeles. Au consumat și copii. În tabără au fost nu numai de la noi, au fost de la Cleș, la copii, am înțeles, ceva mai mărișori ca vârstă. Au consumat, nu știu câți erau din stare de ebrietate copiii, dar sigur au consumat. Pe la ori de 11, un domn instructor, în speță domnul Biciușcă, am înțeles că a invitat fetele să danse, treacă la dans, să danseze, nu știu dacă nu s-a specificat, dacă cu dumnealui sau așa fiecare, dar fetele au refuzat, era o oră destul de târzie, domnul a început să înjure, să adreseze amenințări, cuvinte greu de reprodus, ceea ce a dus la dorința anumitor copii de a pleca acasă. Nu s-a putut în seara respectivă, au plecat a doua zi dimineață, atât fiica doamnei care a venit aici, cât și încă două fete, tot din Grigoreni. Fetele sunt la noi la școală, sunt elevi. Nu pot să vă mai spun dacă sunt elevi, dacă mai sunt elevi aici. Au fost, sigur. Am înțeles. Așa și... Sunt minore, sigur. Așa... Doamna când s-a dus să-și ia copilul, a primit amenințări pe la domnul Dămoc, că plătește contravaloarea taberei și tot așa. Și doamna solicită rezilierea de îndată a contractului cu această firmă și să găsim altă firmă, sau cine găsește, consiliul local următor, poate, altă firmă cu care copiii să-și desfășoare activitatea. Așa sumă de mare de 50 de milioane vechi pe lună, care a crescut o zâmbă de președinte la, adică a fost în cadrul Comisiei de Cultură, așa, s-a văzut încă o dată că am avut foarte mare dreptate. Și eu și domnul Eugen Andreșcu și Tatinuța și care au mai fost acolo. Pentru că oamenii aceștia au fost puși politic, în primul rând, așa, au recunoscut și la câteva persoane din stat aici care au vrut să facă particular cu respectivul domn, adică ca să băieți care sunt aici în stat să credeți la lor, să învețe în studia, să mai știu ce să facă și am recunoscut că nu se pot ocupa de acești copii pentru că sunt puși politic, așa, pentru spălare de bani sau ce mai fac ei și deci s-a dovedit faptul că eu și cu ceilalți din comisie am avut foarte mari dreptate. Ce vreau să mai adaug, atunci când a fost director domnul Costel Huiar, el a venit de la liceu de arte cu un profesor care făcea gratis cu acești copii și vă dați seama că de la liceu George Apostu din Bacău, care este liceu renumit al nostru, cu oasele, cu tot felul de activități.
vizita scurturare cu Craig, cu domnul Odin, cum a făcut la imprimată și odată că mai de mine copilul este foarte bun sau mai știu ce face. Aici vreau să mai adaug faptul că atunci domnul primar, când a fost discuția cu că noi n-am fost de acord, că am adus alte și alte contracte, chiar eu am adus pe un contract de la Plăinești cu cineva, care era și mult mai ieftin și mult, cum se cheamă, cu realizări foarte mari, așa, dar să mă întorc la domnul primar, care a spus pe Facebook, după ce el a dat banii la biserică, la biserici când a fost atunci, că vai, datorită consilierilor, mai ales eu, așa, nu am putut și nu suntem de acord ca acești copii să facă arte, să facă muzică, să facă ce să mai facă. Total neadevărat, pentru că noi consilierii, mă refer la toți consilierii, am fost totdeauna de acord cu proiectele de valoare și cu proiectele domnului primar. Nu știu dacă are un proiect care nu a fost de acord la construcția și reconstrucția comunei noastre. Nu știu, chiar să dea exemplu dacă este așa ceva. Noi n-am fost de acord cu foarte marele cheltuieli care se făceau și care s-au făcut parcurs spălându-se foarte mult bani. Da? Asta vreau să specific ca să audă toată lumea. Și acum să trecem, am încheiat cu domnul Dălov, deci îmi pare bine că eu am avut foarte mare dreptate că m-am opus. Dar fi de acord cu reziliere, întrebați. Un copil prin primărie, mai de mine, nu știu ce. Deci dumneavoastră ați dorit rezilierea contractului. Dar eu am dorit-o dintotdeauna. Da, da. Dintotdeauna am votat chiar pentru ca să căutăm alte proiecte, ca să facem altceva, că sunt oameni foarte buni și foarte, cum se cheamă, cu multe realizări, care se știu, că la Moinești cel puțin sunt și o doamnă profesoară și sunt foarte mulți, care eu chiar am discutat și cu părintele și chiar am adus contractul respectiv. Nu, nici nu a fost băgată seama din nimeni, absolut, nici nu știu dacă l-am dat să-l cerească cineva, că nu are nicio relevanță, nicio importanță, bineînțeles, nici ceea ce se vrea. Cam atât am avut de spus în privința lui domnul Dămot. Da. Sunt total de acord cu reținerea contractului cu ea de mult timp în urmă când am fost acele discuții. Alte probleme la punctul... La punctul 6, articolul 7, este bări, interpelări, informări. Ce vreau să zic? Fiind ultima ședință din această votare... S-ar putea să nu fie. S-ar putea să nu fie, cine știe, da? Da. Nu avem o rectificare, cum facem repede. Vreau să-mi cer scuze dacă am supărat în acești 4 ani pe cineva și să-i supărat. N-a supărat, pe mine nu m-a supărat. Mai ales în ultimul timp nu mi-am mai ținut gura, că așa. Cer scuze, îmi cer iertare de la toată lumea. Fiecare are dreptul din această comună să-și spună o părere și să țină un anumit candidat. Pentru că... asta este. Avem dreptul acesta la vot și la părere. Dacă eu țin cu domnul Eugen Zafirescu, pe care îl consider cel mai apt la momentul acesta pentru candidatura de primar, nu trebuie să se supere ceilalți candidați. Pentru că noi alegem de trec, primarul vine și pleacă, dar noi rămânem în statul acesta. Și asta este, acesta este punctul meu de vedere. Nu trebuie nimeni să se supere și să spună că, vai, uite, chiar ieri a fost Șaulin, țigănușul nostru, el a fost pe Belulev, a fost la primărie și domnul primar a zis, cum are ceva cu mine, du-te la el și nu știu ce. Nu are nimeni cu nimeni ceva. Noi am spus adevărul și cetățenii au acest drept ca să spună ceea ce nu le convine. Degeaba am eu baie în casă și am curentă, eu la hidrofor și nu știu de unde e așa, dacă nu are toată lumea. Noi trebuie să ne gândim, am scris lucrul acesta și pe Facebook, trebuie să ne gândim la binele tuturor. Poate vom mai reuși, dacă dă Dumnezeu și dacă vrea, să mai prindem și noi niște proiecte pentru cât timpul se mai fac. Și dacă domnul a fost primar Amăruș, domnul actual primar Cătălin, în 4 ani nu s-a văzut nimic, nicio intenție de a lui, decât a face un pot sau a lua o mașină la care au avut foarte multe idei, în sfârșit, ca să nu mai zic, asta nu înseamnă că vă facem ceilalți 4 ani.
pentru că trebuie să ai interesul de a umbla și să știi unde să umbli, să știi să deschizuri și știi că vorbești. Trebuie să mai ai și cunoștințe. Înțelegeți la ce mă refer? Da, da, da. Și dacă 4 ani nu s-a făcut nimic care să se vadă pentru bunul mers al comunii, pentru cetățenii statului, deci dacă nu s-a asfaltat nimic, nu s-a făcut un șanț. Poate că nu are decizia altul statului. Mama mi-a dat aprobare când mi-a început mandatului ca să bage apă, să vină să tragă de la noi de conducă comuna Strugari. Așa. Și noi nu avem nici măcar proiect. Au fost proiecte pe timpul domnului Ambăroș, nu le-au acolo o încremenită în sertar și o crăpat acolo, nici nu știu dacă mai sunt. Așa. Nu s-a făcut nimic, nimic și se putea face și cu planul, și cu proiectele, și cu... Dar dacă nu a fost interes 4 ani, nu cred că vor mai fi ceilalți 4 ani. Pentru că unul gospodar se cunoaște cât de la început. Îmi pare foarte rău că spun lucrul acesta. Se cunoaște domnule unde calcă și ce face. Și cu asta, asta. De aceea rog încă o dată cetățenii și alegătorii noștri să ierte dacă le-am greșit, dacă am spus poate ceea ce nu le-a convenit și știu că sigur nu le-a convenit la toată lumea, și să voteze de data aceasta pe capul, cu inima, capul, nu pe bisericuțe, nu, vai că au fost așa, că face armată și cu noi, că face, sau sunt anumiți oameni și anumite personalități, ca să le spun așa din sat, numai să infiltreze, numai minciuni. Domnule, ne cunoaștem. Fiecare om greșește, da? Fiecare om nu este perfect, numai Dumnezeu este perfect. Noi suntem supuși greșelii. Dacă ar să vii tu cu fel de fel de minciunării și fel de fel de lucruri jos de ce la adresa oamenilor care nu sunt adevărul, domnule, te interesează de și după aceea pune. Vezi dacă este adevărat, nu că am aruncat eu ăla în ultimă țalată și dintr-o nuță s-a dus la un cuc. Aruncat că a murit în grădină. Nu, trebuie să fim foarte atenți ce vorbim și să nu ne denigrăm, pentru că primarii și alegerile trec, cum am mai spus-o, dar noi rămânem ca cetățeni în stat să nu avem unul față de celălalt, că eu am ținut cu ăla, sau tu ai ținut cu ăla și nu știu ce. Fiecare are propria părere și fiecare trebuie să gândească de data aceasta, dacă vrem să asumțim măcar din urmă, așa, celălalt de comuni care ne înconjoară pe noi, să votăm cu capul. Mulțumesc pentru audiență și da, mulțumesc și noi, doamna consilier. Vă zic bună în continuare. Dragă Vasilica. Vasilica noastră. 0 7 4 3 4 3 2 4 3 2 0 2 7 0 2 7. Dăm pe diplomat. Alo, bună dimineața! Bună dimineața! Sunt Ovidiu Hajimă, președintele de ședință al Consiliului Local și v-am sunat pentru opinia dumneavoastră în legătură cu proiectele de pe ordinea de zi. În primul rând, vreau să vă anunț că pe ordinea de zi a mai fost introdus un proiect de hotărâre de către domnul primar și anume proiect de hotărâre privind aprobarea acordării contravalorii concediului de odihnă sau a indemnizației pentru asistenți personali ai persoanelor cu handicap aferente anului 2019-2020. Dacă sunteți de acord cu ordinea de zi și cu suplimentul pe ordinea de zi. Da, 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 sunt de acord. Da, mulțumesc. O să trecem la articolele, așa nume articolul 1. Aveți cumva foaia în față sau vi-l citesc? E lung din cauza asta. Da. Bun, mulțumesc. Dacă aveți o părere despre acest proiect de hotărâre? Nu am. Eu sunt de acord că e conform lege. Văd că e o... Da, mulțumesc frumos. Articolul 2, cu decontarea contravalorii călătoriei de mijloc. Să nu mai citesc, sunt de acord cu toate punctele. Sunteți de acord cu toate punctele.
mai există o problemă la referitoare la punctul 7. La începutul ședinței, aici a participat o doamnă din Grigorien, care are o fetiță în ansamblu de dansuri Vatra satului și care ne-a relatat un fapt, după părerea dumneei, dar și a mea și a altor consilieri, destul de grav. Copiii au participat într-o tabără, au fost într-o tabără la Valea Budului și sâmbătă, acolo au fost introduse băuturi alcoolice, au consumat cei doi instructori, dar au consumat și elevi și copiii, au fost și ei serviți cu băuturi alcoolice, destul de multe. După aia, pe la ora de 11 noaptea, un instructor le-a cerut fetelor să danseze, să treacă la dans, fetele au refuzat, era o oră târzie, domnul a început să le adreseze injurii, să le adreseze cuvinte greu de imaginat. După aia, doamna respectivă susține că a doua zi a luat fata de acolo, a vrut să o ia seara, în seara respectivă, dar nu a avut cu ce să meargă la Valea Budului. Doamna a doua zi a reușit să ia fata de acolo, plecaseră înainte alte două fete, tot din cauza asta. Și doamna dorește ca să fie reziliat contractul cu această firmă. Dacă aveți vreo opinie în legătură cu ce v-am relatat. Dacă într-adevăr doamna are dovezi că s-a întâmplat acele lucruri, eu sunt de acord când e vorba despre copii și asemenea probleme grave, din punctul meu de vedere, și eu sunt mamă și dacă ar fi fost la fel aș fi procedat, da, eu sunt de acord cu rezilierea contractului. Da, mulțumim. Mai aveți altceva la ultimul articol? Da, mulțumesc atunci. O zi bună în continuare. Să rămână la revedere. Bun. Oprim. Mergem mai departe la domnul Palcău, cum este trecut aici. O rămas pivere vreo locul cealaltă cinc. Da. 07 23 3 9 3 9 1 3 6 7 3 6 7 așa scrie, așa 07 23 07 23 3 9 1 3 6 7 o să-l sun și dau pe difuzor. Alo, bună dimineața! Bună dimineața! Domnul consilier Palcău Adrian, da? Da, sunt Ovidiu Hagemă, președintele de ședință al Consiliului Local. V-am sunat în legătură cu ședința de astăzi. Da. Vreau să vă informez înainte de a vă întreba dacă sunteți de acord cu ordinea de zi, că pe ordinea de zi a fost introdus un nou proiect propus de către domnul primar și anume proiect de hotărâre privind aprobarea acordării contravalorii concediului de odihnă sau a indemnizației pentru asistenți personali ai persoanelor cu handicap aferente anului 2019 și anului 2020. Dacă sunteți de acord cu ordinea de zi și introducerea. Da, sunteți de acord cu toată ordinea de zi și introducerea noului proiect. De luna trecută. Da, de luna trecută procesul verbal. Nu, da. Nu-i terminat de redactat. Da, nu e terminat de redactat. Aici este domnul secretar, mi-a comunicat că încă nu este terminat. Am înțeles. Bun, mulțumesc. O să trecem la articole de pe ordinea de zi. Aveți cumva invitația în față? Bun, atunci la articolul 1, trebuie să vă mai citesc că... Da, și eu proiectul de hotărâre, eu privind diminuarea tarifei. Da, da, da. Deci eu am colectat de cei care au lucrat. Da, sunt de acord. Da, mulțumesc. Articolul 2, privind aprobarea de contării... Da, sunt de acord. Sunteți de acord. Proiectele 3 și 4 sunt niște proiecte... De fapt, o să vă supun pe rând la proiectul 3. Sunteți de acord cu acordarea sumei de 1.000 de lei pentru... Pentru
Da, mulțumesc. La articolul 4, tot un caz social din ăsta. Da. Aici am o problemă vis-a-vis de echitate. La primul, deci am lucrare o mine și s-a... Tu făcut cerere. ...dacă e de echitate pentru 5-4, probabil este un motiv. Răutăți să zic că la 1.500, la 1.500 de părțile am vorbit cu o sumă egală. Fiecare asemenea... Atât o făcut cerere, domnul consilier. Numai puțin. Bine, eu o să-mi exprim punctul de vedere la timpul respectiv și eu sunt de acord cu ce a spus dumneavoastră. Da. Sunt de acord pentru că nu este o echitate. La al doilea se specifică suma de 1.500, la primul nu se specifică, nu este depus nici... Da. Da, da, da. În funcție din documentele atașate și cererea solicitată. Nu poți să-i dai mai mult decât ceri. Este document în spate. Domnul Deaza, contabilitatea, unde zice, atât o pus atât cerim. Nu, nu am văzut cererea că scrie 1000 de lei. Eu nu am văzut cererea. Este. Da, așa era corect. Punctul meu și de vedere este la fel. Bun. Mulțumesc. La articolul 5? La articolul 5? Da, sunteți de acord. Articolul 6, aveți ceva de comentat? Da, da. Înainte de a trece la punctul 7, vreau să informez că la începutul ședinței, aici a fost o doamnă din Grigorin, care are o fetiță în ansamblu de dansuri Vatra satului și ne-a relatat, după părerea dumneei și după a mea și a altor consilieri cu care am vorbit, ne-a relatat un caz deosebit de grav. Doamna susține că fetița ei a participat împreună cu ceilalți membri ai ansamblului de dansuri la o tabără la Valea Budului, unde în seara de sâmbătă, sâmbăta trecută, s-au introdus băuturi alcoolice, au consumat băuturi alcoolice atât cei doi instructori, domnul Dămoc și domnul Biciușcă, și o parte din copii. Așa. Doamna, da. Da, doamna, am înțeles că are probe. Doamna ne-a relatat că domnul instructor a fost a adresat copiilor cuvinte care nu se pot reproduce, jurături și alte chestii, și doamna solicită rezilierea contractului cu acea firmă. Dacă într-adevăr, bineînțeles, se dovedește acest lucru. Da, bine, doamna merge mai departe și pe cale juridică, am înțeles. De acord cu acest aspect, de la acolo, 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 prin precizarea domnului Vigina, scrierea statului care trebuie făcut, nu știu dacă s-a rezolvat ceva. Am avut o problemă la venituri, acum am ajuns la noi, este o problemă la care nu pot fi amantoteat. Azi, eu v-am interesat domnul Ferrar, trebuie să rețineți, că nu i-a ajuns să se trateze, da, n-a avut timp, nu știu care treaba. Dar dacă trebuie să vă răspundă, dacă s-a făcut ceva în această privință. Nu știu, transmite. Da, da, da. Da, da, da.
transmis doamna vice. Da, doamna vice o să poate răspunde dacă... Da, 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 da. Alte probleme? Da, asta nu știu să vă răspund. Da, 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 da. Da, 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 domnul secretar a notat și această situație. Altceva? Altceva nu mai am. Da, mulțumesc domnul consilier. O zi bună. Vă doresc o zi bună să vezi. Mulțumim, la revedere. Sănătate nu a bine. Bun, trecem la doamna Cobuz. 0756 0756 523 523. Da. Alo, bună dimineața! Sunt Ovidiu Hagimă, președintele de ședință a Consiliului Local. V-am sunat în legătură cu proiectele de hotărâre din care vor fi dezbătute în această ședință. Vreau să vă anunț, în primul rând, că domnul primar a mai solicitat introducerea pe ordinea de zi a unui proiect de hotărâre, și anume proiect de hotărâre privind aprobarea acordării contravalorii concediului de odihnă sau indemnizației pentru asistenții personali ai persoanelor cu handicap aferente anilor 2019 și 2020. Dacă sunteți de acord cu ordinea de zi și cu suplimentarea de pe ordinea de zi. Da, da, da. Mulțumesc. O să trec la articolele de pe ordinea de zi. Articolul 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea de principiu a modificării tarifului de precolectare, colectare și transportul deșeurilor municipale amestecate, reciclabile, de la populație și asociații familiare, întreprinderi particulare, în paranteză, luând în calcul cantitatea programată de 1000 de tone per an, asumată de delegatar, închide paranteza, la contractul de concesionare pentru delegarea gestiunii serviciilor de colectare și transport deșeuri municipale în județul Bacău, numărul 180/2957 din 6-5-2015, și actul adițional numărul 4 la contractul 180/2957 din 6, doamna a închis. Deci, considerăm că nu a răspuns, o mai încercăm la urmă. Da. Domnul Hagem, îl lăsăm la urmă. Doamna Avram. Nu, sunt. 0752 073 073 621 621 0752
073621. Sunăm. Dăm pe difuzor. Alo, Sorin Muna? Doamna Avram Muța, da? Da. Doamna consilier, sunt Ovidiu Hajimă, președinte de ședință al Consiliului Local de astăzi. V-am sunat în legătură cu proiectele de hotărâre supuse aprobării Consiliului. În primul rând, vreau să vă anunț că pe ordinea de zi, domnul primar a solicitat introducerea unui nou proiect și anume proiect de hotărâre privind aprobarea acordării contravalorii concediului de odihnă sau a indemnizației pentru asistenți personali ai persoanelor cu handicap aferente anului 2019 și 2020. Dacă sunteți de acord cu ordinea de zi și cu noul proiect. Sunt de acord cu ordinea de zi, da, și cu noul proiect. Bun, mulțumesc. O să trecem la proiectele de hotărâre propuse. Cred că toate de domnul primar. Așa. La articolul 1. Aveți cumva invitația în față? Avem invitația în față, dar aici la articolul 1, votul meu este da. Dar am discutat de mai multe ori în privință cu transportul deșeurilor. Datorită timpului favorabil, drumul este așa cum este întâlnit la noi pe deal, mașina de gunoi fiind de mare tonaj, nu poate urca pe timpul lume să-și facă acest serviciu. Nu mai zic nimic de alte probleme. Nu avem povele, nu avem domberani. Noi suntem obligați să plătim cu noi. Dar noi nu beneficiem de aceste drepturi, ca fiecare cetățean. Deci asta pe mine mama termină. Am mai zis de mai multe ori. Ca să vă zic, treaba am primit un răspuns ca să că vor găsi soluții pentru noi. Dragii mei, au trecut 3 mandate. Soluții nu s-au mai găsit. Ce așteptări putem să mai avem? Da, deci... Așa, aveți dreptate. Da, așa este. Deci, sunteți de acord cu acest proiect, da? Sunt de acord, dar n-am... Da, cu mențiunile respective. Da, da, da. Bun. La articolul 2... votul meu este da, nu mai continui chiar mai mult, că... Da, da, mulțumesc. Așa. Articolul 3. Mulțumesc. Articolul 4. Și articolul 4 este tot da. Mulțumesc. Articolul 5. Articolul 5, da. Mulțumesc. Articolul 9 introdus. Da, și articolul 9. Da, mulțumesc. Articolul 6, aveți ceva de comentat? Aici... Articolul 6, nu mai este 6, de fapt, dar... cu informare cheltuieli. Da, aici mă mai abțin. Aici, la punctul 6, privind informarea cheltuieli, domnul primar totdeauna s-a ferit să dea explicații la întrebările care s-au cerut, adică informare, documentare și documentele justificate privind cheltuiala sumei de peste 20 de miliarde de lei la drumuri, informare cu s-a cheltuit și cât un proiect cu dansul pentru copii. Țin minte că domnul Zandrescu a mai cerut da, ceea ce a spus dumneavoastră, vreau să vă aduc aminte, să vă spun că domnul primar, domnul secretar ne-a consemnat, la fel sunt și pe banda de televiziune, banda înregistrată. Bun. Înainte de a trece la articolul 7, vreau să vă aduc la cunoștință un fapt destul de grav, după părerea mea, și altor consilieri. A venit aici o doamnă din Grigoreni, doamna Dodiță Mihaela, și ne-a informat că fetița ei, care face parte dintr-un ansamblu de dansuri Vatra Satului, a fost într-o tabără la Valea Budului, unde, din relatarea dumneei, sâmbătă seara au fost introduse cantități destul de mari de băuturi alcoolice. Să știți că știu de situația asta. Ați aflat, da? Am aflat. Da. Doamna cere rezilierea contractului cu respectiva firmă și dacă dumneavoastră ați fi de acord cu acest lucru. Da, sunt de acord
Da, mulțumesc. Dacă aveți de completat ceva la articolul 7 care este trecut, la întrebări, interpelări, informări ale primarului, dacă mai aveți ceva... Da, da, da. Da, mulțumesc, doamna consilier. Da, da, domnul. Mulțumesc, doamna consilier. O zi bună în continuare. Bunătate. Mai bine, doamna. Mă rămâne cu bus. Poate la urmă. Poate o fi revenit. Nu știu. La urmă. Cine lumea? Măgirescu? Pe Măgirescu. Aulă. Am sunat din greșeală, din nou. Telefon. 0756 0... Am aici. 0756 4-2-5 4-2-5 4-1-1 4-1 Ce faci? Da, fie în Alo, domnul consilier Măgirescu? Da, văd că m-ați recunoscut, nu o să mă mai prezint. Domnul consilier, v-am prezentat, v-am sunat în legătură cu ședința de astăzi. Înainte de a vă supune aprobării ordinea de zi, o să vă anunț că domnul primar a solicitat introducerea unui proiect suplimentar și anume proiect de hotărâre privind aprobarea acordării contravalorii concediului de odihnă sau a indemnizației pentru asistenți personali ai persoanelor cu handicap aferente anilor 2019 și 2020. Dacă sunteți de acord cu ordinea de zi și cu suplimentul de pe ordinea de zi. Da, de da. Mulțumesc. O să trecem la proiectele propriu-zise. Aveți cumva... Invitația în față? Da, da, da. Deci nu vă mai citesc la articolul 1. Articolul 1, 2, 3. Da. Dacă aveți o opinie în legătură cu primul articol. La primul articol doar să-i urez succes doamnei Avram Cristina, care în calitate de reprezentant, o fost, am înțeles, că este în putere CTO, da, da, parcă așa scria. Așa, da. Dar știu că parcă a fost domnul primar ales care ne reprezenta, da, dar cum putea recit-o pe doamna Avramă Iurelie Cristina să ne prezinte, să ne susțină, să fie treburile bune. Sunt de acord cu... Da, mulțumesc. Articolul 2. Da, 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 aveți certe dreptate. Da. Bun. Bun, mulțumesc. Articolul 3. Da, articolul 3 aș face comentarii de la început cu articolul 4. Una se cam aceeași, adică care unui subiect și pentru decedatul
de la Grigoreni pe Cecaru Paul și cel de la Scoțeni Ardeleanu Petrighiu. Sunt de acord pentru amândoi, dar să avem comentarii. Dacă amândoi au fost puși în aceeași oală, subine de ce au fost puși la fel. Da, și eu am aceeași părere, dacă contează părerea mea. Păi, dacă îi dădea o milion la unul, te izrugea la tine, dacă un milion te izrugea la tine, te izrugea la tine. Dacă vrea să-i dubleze, să-i tripleze, că eu știu ce cunoștințe, dar comentarii rămâne comentarii, sunt de acord cu amândouă, că banii sunt cheltuiți, că oamenii sunt mormântați, cei care au mormântat au consumat bani. Eu nu știu, n-am intrat în poziția la bunuri, la toate cei ce au consumat, dar știu că se cheltuiesc bani. Asta am avut-o din comentarii, că trebuia același da, mulțumesc. Articolul 5? De protecție de tip rezidențial. La articolul 6 ne-am am hotărât să introduc proiectul suplimentar și anume proiect de hotărâre privind acordarea contravalorii concediului de odihnă pe anii 2019 și anii și anul 2020. Da. Da. Aveți un comentariu referitor la articolul 6 care este trecut pe ordine de zi? Cu informări cheltuieli. Da. Bine. Bun. Înainte de a trece la articolul 7, vreau să vă aduc la cunoștință că în ședință, la începutul ședinței, a participat doamna Mihaela Dodiță, care ne-a relatat un fapt grav, poate știți, și anume faptul că fata dumneaei, care este membră în ansamblu de dansuri Vatra Satului, a fost într-o tabără la Valea Budului, unde, în seara zilei de sâmbătă trecută, au fost introduse cantități destul de mari, am înțeles, de băuturi alcoolice, au consumat cei doi instructori, au consumat și elevi. Fetele au fost invitate la dans, dacă n-au vrut să danseze, au fost luate la înjurături, li s-au adresat cuvinte urâte, ceea ce a determinat părinții să dorească și, de fapt, au și luat copiii de acolo. Deci, fata doamnei Dodiță, care a doua zi a reușit să ia din tabără, au mai plecat două fete, au Cezarina și încă o fată. Acolo domnul Dămoc, am înțeles că i-a adresat și el cuvinte urâte, sau amenințări, mai bine zis, că dacă ia fata, nu se mai duce la mare, că o pune să conteze contravaloarea taberei și chestii din astea. Doamna solicită rezilierea contractului cu firma din... Prima întrebare care o am, domnul primar, participă... Nu, am uitat eu să vă spun, participă domnul secretar Danilă și de la televiziune. Da, este televiziunea. Acum se registrează și îi urează concediul îndelungat pe domnului primar, că toată opera asta e opera lui, nu e altuia. Că noi când s-a venit domnul Zafirescu cu ofertii pentru instructori, deci trei oferte au avut și le-au refuzat pentru domnul de mobii prieteni și dacă i-au dus acolo tabăra asta de la Valea Budului și le-a oferit condiții de a consuma alcool și alte facilități care vreți, le-au vrut să le oferi,
aș propune organele în drept abilitate să facă cercetări la sede și nici măsuri totodată. Da. Pe final de mandat a nostru de consilieri, organele și măsuri, că nu dacă e la spartul trebului, fac tot ce vor și... Eu ce să comentez, eu nu știu, 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 da. Dar să înțeleg că sunteți de acord cu rezilierea contractului. Foarte de acord, adică a fost propunerea și rezilierea. Da, da. Bun. Alte probleme dacă mai aveți de... Da, mulțumesc, domnul consilier, o zi bună. Sănătate, numai bine. Bine. Bun. Sunăm pe domnul Pavel Vasile, 0741, 0741. Iar am făcut aici. Era 741 55 7 55 7 382 382 0741 55 7 382 sumăm. Bună ziua! Domnul consilier Pavel Vasile? Da. Domnul consilier, sunt Ovidiu Hajima, președintele de ședință al Consiliului Local de astăzi. V-am sunat în legătură cu proiectele de hotărâre supuse aprobării de către domnul primar. Toate proiectele au fost inițiate de către domnul primar. Vă mai anunț totodată că domnul primar a solicitat introducerea unui nou proiect pe ordinea de zi și anume proiect de hotărâre privind aprobarea acordării contravalorii concediului de odihnă sau a indemnizației pentru asistenți personali ai persoanelor cu handicap aferente anului 2019 și 2020. Dacă sunteți de acord cu ordinea de zi și cu suplimentarea de pe ordinea de zi? Da, sunt de acord. Da, mulțumesc. Aveți cumva, vreau să trec la articole de pe ordine de zi, aveți cumva o invitație în față? Da, este. V-am întrebat dacă să mai citesc sau nu? Nu mai citesc. Nu mai citesc. Eu o să vă citesc articole și... Da. Bun. Bun. Articolul 1. Dacă aveți o opinie. Bun, mulțumesc. Articolul 2. Da? Articolul 3? Da, sunt de acord și cu articolul 3. Articolul 4? Da. De acord. Articolul 5? Da, și la acest articol. Da. La articolul 6 am introdus noul proiect pe ordinea de zi. Da, totul este pentru da. Sunteți de acord. Dacă aveți comentarii referitoare la raportul de specialitate? Nu aveți.
Bun. Înainte de a trece la articolul 7, trebuie să vă aduc la cunoștință că la începutul ședinței a venit aici o doamnă din Grigoreni care ne-a relatat următoarele fapte. Doamna are o fetiță în ansamblu de dansuri Vatra Satului, care în săptămâna trecută a fost în tabără la Valea Budului. Doamna spune că în ziua de sâmbătă în tabără s-au introdus băuturi alcoolice, băuturi care au fost consumate de către cei doi instructori și de către elevi, nu știu dacă toți, dar sigur o parte dintre elevi. După ce au consumat băuturi alcoolice, unul dintre instructori, am înțeles, domnul Biciușcă, a solicitat fetelor să danseze, ce dacă nu au vrut să danseze, li s-au acordat, li s-au adresat înjurături, li s-au adresat cuvinte urâte, ceea ce a determinat fetele respective să-și sune părinții ca să fie luate de acolo. Acest lucru a fost realizat de-abia a doua zi, atât de către doamna care a fost aici, cât și... Deci au mai plecat încă două fete. Așa. Doamna de acolo, din ce a relatat, că domnul Dămoc i-a adresat și ei amenințări, că o pune să plătească contravaloarea taberei și că nu se mai duce în tabără la mare, nu știu unde. Doamna cere, ne cere nouă consilierilor, să rezilierea contractului cu această firmă. Dacă ați fi de acord cu acest lucru. Nu. Nu. Știu că era vorba despre așa ceva, dar activități s-au mai desfășurat. Adică sunteți de acord, ați fi de acord cu acest lucru. Cu rezilierea contractului. Domnul consilier, mă mai auziți? Nu e ceva normal. Da? Și dacă vrea să știi sigur că s-a întâmplat respectivele trecut, deci a venit doamna, doamna susține că are și probe în acest sens. Am înțeles. Bine, o să se pronunțe, bineînțeles, organele competente, dar păi, noi ca... Eu, acum, eu după când știam, contractul era rezilient, spuneți că nu a fost rezilient, dacă domnul da. Colega lui s-a portat ca atare, deci normal că să ne-a fost de contract. Da. Mulțumesc. Dacă mai aveți altceva de spus la ultimul articol. Nu, atâta. Da. Mulțumesc, domnul consilier, o zi bună. Da. Vrute Vasile. Vasile Vrute. 0746. 0746. 061. 061. 746. 061. 870. 870. 061. Alo, bună ziua! Bună ziua! Domnul consilier Vrote, Vasile. Da. Sunt Ovidiu Hagimă, președintele de ședință al Consiliului Local de astăzi. V-am sunat în legătură cu articolele propuse pe ordinea de zi. Vreau, înainte de a vă supune aprobării lista de proiecte, ordinea de zi, să vă anunț că domnul primar a solicitat introducerea pe ordine de zi a unui nou proiect și anume proiect de hotărâre privind aprobarea acordării contravalorii concediului de odihnă sau a indemnizației pentru asistenți personali ai persoanelor cu handicap aferente anilor 2019 și 2020. Dacă sunteți de acord cu ordinea de zi și cu suplimentul pe ordinea de zi. Da, sunt de acord. Da, mulțumesc. O să trecem la articolele care vor fi supuse aprobării. Aveți cumva
invitația în față? Dacă nu, să vă citesc fiecare proiect. Bine, primul proiect este proiectul cu diminuarea tarifului de la... Așa, da. Bun. Dacă aveți comentarii de făcut la... Da, s-a diminuat de la 2600, nu știu cât, la 1000 la... 1400, deci s-a propus, da. Da, s-a propus, da. Da, sunt de acord. Sunteți de acord. Bun. Al doilea proiect este proiectul de hotărâre privind aprobarea decontării contravalorii călătoriei pe mijlocele de transport a personalului... Da, de la Școala Scorțeni. Sunteți de acord? Sunt de acord, da. Bun, mulțumesc. Al treilea articol, în legătură cu aprobarea alocării sumei de 1000 de lei pentru domnul Șova din Grigoreni, pentru mormântarea... Da, știu, pentru cine sunt de acord, da. Bun, sunteți de acord. La articolul 4, tot la fel, acordarea unei sume, 1500 de lei, pentru domnul, pentru doamna Pavel Gabriela. Da, de acord. Articolul 5, privind aprobarea finanțării activității de protecție de tip rezidențial a persoanelor cu handicap, pardon. Da, da, sunt de acord. Bun. La articolul 6 mi-am permis să introduc noul proiect cu aprobarea decontării, acordării, pardon, contravalorii concediului de odihnă pentru asistenții personale a persoanelor cu handicap. Nu este, domnul secretar și televiziunea este aici. Da, dacă doar cine nu știu de ce spune de ordinea de zi, nu m-am putut informa, nu știu dacă se poate acorda retroactiv sumele pentru concedii. Asta nu știu, poate vă poate spune domnul secretar. Problema este că n-au fost bani la buget anul trecut, s-au primit niște adrese de la ITM prin care ne-au atenționat asupra aspectului ăsta să prindem în noua rectificare, să sperăm, că eu știu, în septembrie sau când va veni, să prindem sumele respective. Da, dacă domnul secretar, da, mi-a spus, da, sunt de acord și cu acest proiect de ordine de zi. Sunt de acord. Dacă aveți două păreri referitor la informarea, raportul de specialitate, de fapt, la informarea privind cheltuielile. Da. Nu am nimic comentat, da. Înainte de a trece la articolul 7, vreau să vă aduc la cunoștință un lucru. La începutul ședinței a venit o doamnă din Grigoreni, care are o fetiță în ansamblu de dansuri Vatra Satului, da, care a participat săptămâna trecută la o tabără în Valea, la Valea Budului. Doamna susține că sâmbătă în tabără s-au introdus băuturi alcoolice, în cantități destul de mari, am înțeles, care au fost consumate de către cei doi instructori, domnul Dămoc și domnul Biciuș, am înțeles că se numește, au consumat atât, deci ei, cât și copiii, au fost copiii și de la noi și de la Cleja, am înțeles, nu știu dacă toți copiii, dar sigur s-au consumat și copiii băuturi alcoolice. În seara de sâmbătă, la ora 11, la ora 23, unul dintre instructori, domnul Biciușcă, a solicitat fetelor să danseze. Fetele nu au vrut, era o oră destul de târzie. Atunci domnul respectiv, sub influența băuturilor alcoolice, a început să adreseze injurii, să adreseze cuvinte urâte fetelor. Fetele au sunat părinții, au cerut să fie aduse acasă. Nu s-a reușit în seara respectivă, dar a doua zi două fete au plecat, am înțeles, pe la vreo 8 jumate. A treia fată, fata doamnei care a venit aici ceva mai târziu, s-a dus pe mașină, a luat-o. Acolo am înțeles domnul Dămoc că i-a adresat și ei niște amenințări, că o pune să plătească tabăra, că nu mai primește în tabără la năvodari. Doamna solicită rezilierea contractului cu această firmă, reprezentată de cei doi instructori. Dacă dumneavoastră ați fi de acord cu acest lucru? Dacă se adeverește cele spuse, da, sunt de acord cu rezilierea contractului
și să răspundă, să răspundă domnii, așa, pentru cele petrecute acolo. Că nu știu, cred că erau minori. Sigur, sigur, o parte sigur erau minori. Nu știu cei de la Cleja. Din toate punctele de vedere și inclusiv sunt de acord cu rezilierea contractului. Da. Dar asta va trebui... Bineînțeles, trebuie dovedită, trebuie... ...de comun acord și se supune, da, aprobări, da. Trebuie să făcute cercetări, da, am înțeles că doamna merge mai departe. Dacă se adeverește, da. Da, da, da. Alte probleme, dacă nu aveți, la articolul 7, cum este trecut aici, interpelări, întrebări și... Nu aveți nimic. Bun, atunci vă doresc o zi bună, la revedere, sănătate. La tatăl meu vine... Bun. Bătă Mihăiță, nu? La Mihăiță. Ce fără frică. Zero. Asta e la Mihăiți. Parcă era o problemă altă cu zero. E mă că ta pe ăsta și cu ăsta am discutat. 4, 1, 0, 7, 4, 1, 9, 1, 1, 9, 1, 1, 8, 9, 2. 8, 9, 2. 0, 7, 4, 1, 9, 1, 1, 8, 9, 2. Sunăm. Bună ziua! Domnul consilier Zanferescu Mihai Silviu. Da? Da. Bun. Sunt Ovidiu Hagimă, președintele de ședință al Consiliului Scorțeni de astăzi. Înainte de a vă supune aprobări ordinea de zi, vreau să vă aduc la cunoștință că domnul primar a solicitat introducerea pe ordine de zi a unui nou proiect, și anume proiect de hotărâre privind aprobarea acordării contravalorii concediului de odihnă sau a indemnizației pentru asistenți personali ai persoanelor cu handicap aferente anului 2019-2020. Dacă sunteți de acord cu ordinea de zi și cu... Deci sunteți de acord cu... Da, 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 chiar vă rog. Vă rog. Dumneavoastră, ce procedură s-a urmat din sedem pe ședin ședință? Adică? Mi-ați ajuns în postura de președinte ședință, acum, momentul ăsta. Da, sunt fiecare consilier, într-o anumită ordine, este președinte de la 3 ședințe. Am înțeles, dar dumneavoastră erați de drept următoare persoană de a fi președinte ședință, nu? Da, eu. Am înțeles, păi nu că și la ședința trecută... Da, la ședința trecută, vă pot spune, a intervenit o problemă, nu am putut participa, n-am putut fi prezent. Așa. Și a ținut locul domnul Londru. A ținut locul. A fost el președinte ședință. Astăzi sunt eu. Eu am întrebat cine va fi președinte ședință și am înțeles că tot domnul Londru. Și acum când am auzit că sunteți dumneavoastră... Nu, nicio problemă. Am vrut să trebuie să vedem exact cum de... Da, nu este nicio problemă. Vine că ați întrebat... ...regulamentul care a fost aprobat de noi, pe ordinea ierarhică a vârstei, nu? Da. Da, 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 nicio problemă. Da, sunt de acord cu ordinea de zi, am studiat pe fizic și acum sunt de acord suplimentarea acestui proiect care mi l-ați expus. Da, da. V-aș întreba dacă aveți în față invitația da. Cu proiectele de hotărâre. Dacă vreți, vi le citesc. Dacă nu, o să vă citesc. Da, 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 mulțumesc, mulțumesc.
articolul 1. Diminuarea. Este proiectul cu diminuarea tarifului? Cu adis. Exact, asta vreau să știu, pentru că dacă cumva proiectele de hotărâri, proiectele de care v-au suplimentat, a schimbat ordinea proiectele, vă dați seama că nu mai am... Da, 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 corect. ...a proiectele. Aici tot am proiectele cu vincitele, că nu vreau să încurce proiectul 1, cu 2, cu 3, cu 4, da? Hai, vă dați, vă dați, vă dați, vă dați, vă Da, este un proiect de hotărâre care se referă la diminuarea tarifului de la 2654 la 1414, sume fără TVA. Bun. Da. Da, a, nu v-am spus cine participă la ședință. Participă domnul secretar și televiziunea. Domnul primar nu, nu, doar domnul secretar. Și cu mine. Secretarul răspuns la întrebarea asta, de ce până acum nu s-a diminuat asta și cu mine, tocmai acum care este... Da, o să-i dau cuvântul domnului secretar. Vă rog, domnul secretar. Domnul consilier, bună ziua. Draftul cu toată documentația care a și primit-o în invitație, deci sunt venite de la ADIS în formatul care l-ați primit dumneavoastră. Deci, mai mult de atât nu pot să vă spun, efectiv, chiar s-au mai fost discuții pe problema asta, privind la termenul de când începe. Numai că aici scrie proiect de hotărâre privind aprobarea de principiu. Deci rămâne de transmis noi, azi, mâine, să vedem când terminăm de semnat, de parafaz, trimitem la ADIS. Da, dar eu am să fac o adresă de înaintare să ne lămurească pe noi care este cu termenul. Că o mai pot întrebarea și domnul consilier Zanfirescu și doamna Ceaușu. Și ca atare, ca să fie lămuritor pentru toți, o să înaintez o adresă, domnule, de când începe dumneavoastră cu calculul diminuării. Și apoi ceva să vă țin la curent. Da, domnul secretar, asta am vrut. Da, da. Corect, corect. Probabil operatorii între ei care au refăcut calcule, știți că s-au mai făcut acte adiționale, chiar ăsta este unul din actii care trebuie modificat. Rămâne acum să vedem ce răspuns primește la... Vom vedea ce răspuns primim și noi. Bun, mulțumesc. Trecem la articolul 2, articol care se referă la aprobarea de contrării contravalorii călătoriei prin mijloacele de transport a personalului didactic și didactic auxiliar de la școala Scorțeni pe luna iulie 2020. Da, știu, am văzut, sunt de acord cu proiectul de hotărâre. Da, mulțumesc. Articolul 3. Este un proiect care se referă la aprobarea alocării sumei de 1000 de lei pentru domnul Șovanelu pentru, ca ajutor de mormântare pentru prisecarul Paul din satul Grigoreni. Pe cui? Sau, sunt. Aici nu să reflecte suma asta, nu? Niște cheltuieli, nu? Sau au știți ceva? Avem o contabilitate? Domnul secretar, știți, există? Da, la fiecare cerere sunt atașează chitanțe, ce ai, facturi. Că altfel n-are rectificarea contabilitate. Putem ajuta persoane care, într-adevăr, solicită așa ceva,
Adică, pentru totuși, oamenii ne-au cheltuit niște sume de bani și, da, poate să nu vedea mai trebuie să-și ești erotii, să-și oameni străini, da. Și dacă pot să mai sunt atribuita oamenii la Unitatea Administrativă Rețelală pentru aceste persoane, cred că este foarte bine și nu cred că are cineva vreo problemă cu chestia asta. Dar să vedea faci o alocare și o bani. Da, mulțumesc. Un proiect asemănător, acordarea sumei de 1500 pentru doamna Pavel Gabriela, tot ca ajutor de mormântare. Doamna Pavel Gabriela, nu știu, dânsa este... E reprezentant. Da, este... Nu știu. Doamna Pavel are cererea făcută. Ea figurează domiciliată în comuna Scorțeni, comuna Scorțeni de sub Bacău, are bulechinul depus la noi. Da, de revenit ajutor pentru mormântarea lui Ardelean. Nu a venit cu facturile și... Foarte deci bine. Asta este problema. Nu, este pus buletinul în spate să avem justificare. Vă mulțumesc. Articolul 5. Un proiect de hotărâre privind acordarea finanțării activității de protecție de tip rezidențial a persoanelor cu handicap. Da, vreau să-i spun, suntem proiectul cu suplimentul. Nu, nu, nu e asta. Nu? Nu, este la articolul 5, conform... Da, 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 asta se seamănă un pic cu... Da, 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 se seamănă, da. Da, exact, da, da, să mulțumesc. Articolul 6 este proiectul nou introdus referitoare la acordarea contravalorii concediului de odihnă și indemnizație pentru asistenții personale ai persoanelor cu handicap. Da. Este temei legal, legea 53, articolul 154, 158, sunt colaborate. Am primit o adresă, mă ascultați? Așa. Am primit o adresă de la ITM din care ne-au transmis că suntem îndreptățiți să le dăm acești bani. Bineînțeles, în funcție de gravitatea care este, numai că, acum și ce să vă spun, ele, sumele astea au fost prinse într-o ședință din 12-12-2019 și s-a respins proiectul de binare de buget, motivat de faptul că au fost 6 pentru, 7 abțineri. Și am zis, domnule, interviul meu, băi, puneți problema și dați bani la oameni și vedem noi. Cum facem aici, trebuie să mă duc o raportare. Acum, de asta așa... Da, acum ca să nu mai întind vorba, deci... Da. Eu am văzut proiectul verbal și, bun, eu n-am fost pe 12-12, dar acum treaba este că am propus-o ăsta să fost să găsim temei legale, să vedem, poate să mai fac o rectificare de buget, poate mai vin ceva bani în septembrie, nu știm, deocamdată cu vremurile astea. Da. Da, domnul consilier. Sunteți de acord, da? Da, mulțumesc. Articolul următor, dacă aveți un comentariu la raportul de specialitate privind cheltuielile până la data 31.7. Da, din la, da, deci cheltuielile de luna sau până la luna asta? Da. Cheltuielile la data 31.7. Da, cheltuielile nu sunt cheltuielile de funcționare, nu știu cum să zic, investiții foarte nu se vede absolut nimic, nu avem nimic cheltuieli pe investiții, deci sunt atâtea de voi în comune, atâtea necesități care nu reflectă cheltuielile astea. Adică, banii și așa s-au cheltuit, sau investiții pe investiții, pe funcționare, nu am, dacă nu aș fi de acord, tot
Ce este aia, chiar dacă aș fi tot aia? Da, este doar o informare, nu trebuie să ne dăm. Da. Înainte de a trece la articolul 7, trebuie să vă aduc la cunoștință un fapt. La începutul ședinței a venit o doamnă de la Grigoreni, care are o fetiță în ansamblu de dansuri Vatra Satului. Copiii de la acest ansamblu au participat săptămâna trecută la Valea Budului, la o tabără, și doamna spune că în seara zilei de sâmbătă, 22 parcă a fost, în tabără au fost introduse cantități, după spusele dumneavoastră, destul de mari de băuturi alcoolice, băuturi care au fost consumate de către cei doi instructori, domnul Dămoc și domnul Biciușcă, și de către copii. Copiii fiind minori, nu știu dacă au fost și majori, știu că au fost o parte din copiii de la Cleva. Doamna tot la fel susține că după ce au consumat băuturi alcoolice, pe la ora 11, domnul Biciușcă, cel care se ocupă cu dansurile la Grigoreni, le-a cerut fetelor să vină la dans, să danseze, fetele au refuzat și domnul, după ce a refuzat, a început să adreseze în jurii, cuvinte greu de reprodus, ceea ce a determinat ca fetele să ceară ajutorul părinților să le ducă acasă. N-au putut în seara respectivă, a doua zi, am înțeles că pe la 8 și ceva au plecat primele două fete, iar fata dumneai a fost luată ceva mai târziu. În tabără, acolo când a ajuns domnul Dămoc, tot după ce susține doamna, i-a adresat amenințări pentru că dacă ia fata, plătește tabăra, că nu se mai duce în tabără la mare, nu știu unde. Ca urmare, doamna cere rezilierea contractului cu această firmă și, bineînțeles, căutarea unei noi firme pentru continuarea activităților culturale-artistice. Dumneavoastră, dacă aveți o părere referitor la acest lucru, dacă sunteți dacă ați fi de acord. Dacă doamna susține treaba asta și, nu știu, cum să spun acum, trebuie să și domnul de asta treaba asta, adică să aibă, nu știu, niște dovezi, da, am înțeles că face plângere la poliție, la Mâinești, la... Și la noi trebuie dreptate, copiii, nu cred că, sau ca să spun minciuni, din câte știu eu, din câte mi-a aduc aminte eu, o perioadă în urmă de un an de zile, erau foarte susținuți acești profesori de dans, folclor sau cine, adică, nu știu. Și da, aveți dreptate. Poate și să mă primă acest lucru dacă
Da, da, da. Am mulțumesc. Alte probleme la ultimul articol. Întrebări, interpelări, informări ale primarului și consilierul local și declarații politice. Dacă vreți să mă ascultați un piculeț? Așa, deci dumneavoastră ați venit la mine și m-ați întrebat. Eu v-am arătat o G57 pe 2019,
la articolul 204, alineatul 2, litera J, colaborat cu alineatul 12, care sunt prevăzute, actualizate la zi, cât este mandatul, cine, când încetează de drept, e urmă prefect, e o procedură nouă, deci eu dacă era ceva de încetare de drept, nu făcea ședința. Din moment ce eu n-am avut niciun ordine al prefectului, și m-am interesat la Comisia Județeană, juridică, și am luat o ședință. Nu am niciun impediment față de nimeni, niciun consilier. Că în momentul vor apărea ordinele, prefectul atunci vă anunță și pe dumneavoastră. Până atunci eu nu pot să încalc legea. Deci asta este. Sunt încadrări văzute direct pe 204 din legea 57 pe 2019. Acum este și filmată. Cine vrea să intereseze, eu nu pot să propun eu la prefect. Nu. Sunt procedurile prevăzute în lege și cu asta avea. Nu, nu, numai pe ordinul prefectului să faci. S-a schimbat procedura. Deci ca să fie clar pentru toată lumea, nu primarul, nu consiliul local, nu secretarul, ci numai să fac dirigențele inconfortate cu ce v-am zis eu, cu 204. Da. Cine vine și mă întreabă, ați venit, m-ați întrebat, m-am întrebat, v-am arătat cadrul legal, m-ați înțeles, să rămână și gata. Eu nu pot să spun la fiecare în parte, dacă omul știe ce bate-o la cap, dacă știe sau nu știe, știți? Corect, corect, domnule. Eu, cine întreabă, îi spun, arăt legea, nu fac după mine, doar de asta sunt pus aici. Corect, da. Dacă mă întreabă, cu mare drag. Păi eu asta vreau să vă spun, că dacă era o problemă, un impediment, că cum s-au vânturat, că nu știu cine a scos în spațiu public așa ceva, eu le-am spus, domnilor, eu în primul rând trebuie să apăr legea. Nu mă interesează politic, nu mă interesează absolut nimic. Adică dacă este venită hârtia de la lista prefectului, ok, nu este venită, omul legal. Și cu asta basta, de asta am să propun ședința, că am avut temei legal. Cu plătere. Avem ședința înregistrată, nu? Da, da, da. Da, da. Da, cineva din... Este cineva de la televiziune. Da, foarte bine. Dacă tot este înregistrat, vă rog pe domnul Ulianu, fac un apel, să nu se mai întâmple cum s-au mai întâmplat și alte dăți, să se mai reducă un pic din discursurile consiliilor locale, bune sau rele, să fie realizate exact cum s-au înregistrat. Au mai fost mici probleme, dânsul domnului Eugen Ombreanu a spus că au fost niște greșeli, s-au remediat, dar rog în această cale să încerce să revia exact așa cum a înregistrat toate discuțiile referitoare la proiecte de hotărâri, la problemele comunității și cu respect dânsului pentru că tot timpul a înțeles Da, vă mulțumesc foarte mult pentru telefon și ședința care am parcurs-o împreună. Da, mulțumesc, domnul consilier. Sănătate. O zi bună, la revedere. Numai bine. Linie băteam la geam. A văzut-o, nu? Ia băteam la ușă de la... E, o fi, da. Ne facem procedura. Așa. Intră dumneavoastră acum? Zero. O chemați pe ea? Nu, o chem pe ea. Zero. E coșunați pe ea. Da. 6. De la 7, 5, 6, 5, 2, 3, 5, 2, 3, 6, 7, 6. Păi, vătă ordinea de aici s-a pierdut.
Da, m-am gândit, am mai sunat eu odată, dar nu a funcționat. Da, păi da, dar nu-i chiar dacă apoi am văzut în geamă, nu? Da, da, da. Vreau să vă întreb la început dacă aveți invitația în față sau... Deci, vă mai citesc tot... Bun. De principiu. Deci... Aprobarea de principiu. Asta scrie aici. Privind aprobarea de principiu a modificării. De la 2654 la 1414. Asta vom vedea. Da. Cine știe? Am înțeles că a venit de la Adi. Da, da, da. Dacă aveți... Dacă vă exprimați... Da, deci... Pentru, mulțumesc. Articolul 2 se referă la aprobarea de contării contravalorii călătoriei pe mijloc de transport. Sunteți de acord? Articolul 3, privind alocarea sumei de 1000 de lei pentru ajutor de mormântare, domnul Șovanelu, da. Articolul 4, acordarea 1500 pentru doamna Pavel Gabriel, așa, da. Articolul 5, privind aprobarea finanțării activității de protecție de tip rezidențial a persoanelor cu handicap. Da. Da, mulțumesc. La articolul 6, suplimentarea. Da. Sunteți de acord? Da. Articolul următor ar fi cu informare cheltuieli. La articolul 7 aș vrea să vă aduc la cunoștință un lucru. A participat la o ședință, în prima parte a ședinței, o doamnă de la Grigoreni cu o fată care face parte din ansamblu de dansuri, Vatra Satului, care a declarat că fata dumneei, care a fost în tabără la Valea Vodului împreună așa, seara de sâmbătă, în tabără au fost introduse băuturi alcoolice, consumate de către cei doi instructori, consumate de către și de către copii. Dar nu, eu vă spun, vă informez ce a spus doamna, după aia dumneavoastră spuneți părerea dumneavoastră. Dumneavoastră n-aveți niciun punct de vedere așa. Bun. Deci... Da, da, da. Bun. Alte, la ultimul întrebări, interpelări, dacă aveți... Da, mulțumesc. Vă zic bună. La mine. Eu nu mă mai sun pe mine. Nu mă mai sunați. Răspundeți direct. Răspund direct. Da. În primul rând, sunt de acord cu ordinea de zi și cu suplimentarea. Plus suplimentarea. Trec la articolul 1. Sunt de acord. E foarte bine că se reduce. Sunt de acord și eu cu părerea celorlalți, adică vor să afle fiecare de când, da. Cum se procedează și eu... Aici adresa discul asta. Da. Următorul proiect, tot timpul am fost de acord cu școala. La 2, cu școala, de contarea contravalorii. Da? Articolul 3 și 4 o să am ceva de spus, la fel cum a spus domnul Palcău și mă parcă mai spus cineva. Cred că suma de 1500 trebuie acordată amândurora. Putea să zic că la un leu, dați-mi, eu îi acord 1500 pentru că i s-a dat doamnei tot pentru același lucru 1500. Da. Deci asta vreau să menționez că menționez aici trebuiau, la egalitate. Trebuie egalitate și eu zic că e perfect. Egalitate din eventualul dat în vedere de acum că... Da, deci nu se poate face unul 1000, unul 1500, dar ce, unul a fost mai mort decât altul? Da. Așa, da, da, la 5. Articolul 5, da. La 6 care l-am băgat. La 6 care l-am introdus, da. Sunt de acord. Concediu de odihnă ăsta, da. Da, sunt de acord. La informare cheltuieli, doar vreau să zic că în nota ultimilor 7, 8, 10 ședințe, nu știu cât, tot la fel se fac
Se face informarea asta doar cum vrea doamna contabilă. Domnul primar a spus că intervine, bănuiesc că n-are nicio putere asupra dumneavoastră. Așa. Cu doamna care a fost aici, da? Sunteți de acord? Sunt de acord. Sunt convins că e un lucru foarte grav. Eu aș putea spune mai multe despre activitatea copiilor de acolo, despre faptul că domnul s-a mai prezentat beat la ședințe de acolo, a mai vorbit urât, doamna nu a zis doamna de aici. Eu am mai auzit de la unul de la altul, dar nu sunt sigur 100% că este adevărat, doar la zvonuri, dar să știți, copiii nu mint. Așa este. Așa. Alte întrebări, interpelări, da, dar fiind la sfârșit de mandat, nu știu dacă e ultima ședință sau or mai fi, vreau să zic că atât în calitate de consilier, cât și de cetățean, sunt total nemulțumit de realizările din Comuna Scorțet. Pentru mine, un primar care nu realizează unul din cele trei mari sau începe, că s-ar putea să nu se, în timpul mandatului, să nu se realizeze. Apă, asfalt, gaze, nu și-a făcut datoria ca primar. Și dacă luăm și celălalt, s-a făcut o modernizare, sau nu știu cum, a drumurilor, care de fapt a fost o aruncare a banilor contribuabililor, sau de unde au venit banii, în vânt, sau pietruit, dar pietrișul este prin șanțuri, prin grădinile oamenilor. De fapt, cele 16-20 și ceva de miliarde per total, cu suplimentare, mă refer la sumele acordate, s-au dus cam de pomană. O fi un motiv că atunci când s-au pus erau anumite condiții, dar realizări, din punctul meu de vedere, ca cetățean și ca consilier, foarte slab mandat. Consilierii au cerut, de multe ori au pus întrebări care la care n-au primit răspuns, mai degrabă le adresau în fața oglinzii, poate primeau un răspuns. Domnul primar a încercat de vreo câteva ori, dar de fapt, la marea majoritate, nu a răspuns din ce motive. Nu știu, cu ansamblu de dansuri, știu sigur că atunci s-au votat să nu se mai acorde bani pentru dansuri, dar nu pentru toată activitatea. Se punea problema înlocuirii firmei cu care lucrează Comuna Scorțeni. Pentru că copiii, să știți, copiilor le place să fie împreună, să aibă o activitate. Dar cum s-au realizat, la ce prețuri, asta a fost tot la fel, un fel de risipă de bani. Sunt multe de spus. Dar am spus. Concluzie, total nemulțumit de ce s-a realizat. Atât am avut de spus, declar închisă ședința, încheiată ședința de astăzi.